Luca 13, începem cu versetul 22. Iisus umbla prin cetăți și prin sate, învățând pe norod și călătorind spre Ierusalim. Cineva i-a zis, Doamne, oare puțin sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? El le-a răspuns, nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă, căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa și voi veți fi afară și veți începe să bate la ușă să ziceți, Doamne, Doamne, deschide-ne! Drept răspuns, el vă va zice, nu știu de unde sunteți. Atunci veți începe să ziceți, noi am mâncat și am băut în fața ta și în ulițele noastre ai învățat pe norod. Și el va răspunde, vă spun că nu știu de unde sunteți. Depărtați-vă de la mine, voi toți lucrătorii fără de legi. Va fi plânsul și scrâșnirea dinților când veți vedea pe Avram, pe Isaac și pe Iacob și pe toți prorocii în împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi scoși afară. Vor veni de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi și vor ședea la masă în împărăția lui Dumnezeu. Și iată că sunt unii din cei de pe urmă care vor fi cei din tâi și sunt unii din cei din tâi care vor fi cei de pe urmă. Amin. Vă rog să vă reașezați. Așa cum se spunea, pentru această zi frumoasă, cu soare și iată și cu adieri de vânt, care sunt atât de binevenite, suntem aici, cum spune fiul lui Corim, psalmul 84, în curțile casei Domnului. Ei n-aveau voie să intre în templu, asta făceau doar preoții, dar se socoteau fericiți și acolo. Asta pentru că putem să luăm legătura cu Dumnezeu, noi să-i spunem nevoile noastre și Dumnezeu să ne vorbească. Acesta e mare har. Dacă în lumea aceasta ați avea ocazia să stați la masă cu oameni mari, v-ați simți onorați, nu? Dacă având o problemă ați putea intra în audiență la președinte sau la cineva care poate să rezolve problema, v-ați bucura. Noi, prin aceste părtășii sfinte, putem să ne întâlnim cu Dumnezeu, să-i spunem în rugăciune nevoile noastre, să-L lăudăm că se cuvine, să-I mulțumim, să-I dăm slavă pentru tot ce face pentru noi. Și ceea ce este important, să ne gândim, să judecăm, să ne judecăm și să ne pregătim pentru împărăția lui Dumnezeu care va veni. Vă binecuvântăm pe toți în numele Domnului, să fiți binecuvântați, cum spune Psalmul 115, mari și mici. Amin. Dragii mei, din acest cuvânt care l-am citit, vreau să vă spun ceva și pun un titlu la ceea ce spun. Vei fi înăuntru sau vei fi afară când se va închide ușa raiului? Vreau să rețineți că aceste cuvinte nu le-a spus vreun om, chiar proroc sau apostol să fie. Le-a spus însuși Fiul lui Dumnezeu, Cel care e Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților și care toată puterea în cer și pe pământ. El deține toate cheile, inclusiv cheile morții și a locuinței morților. În primul rând, vreau să vă rețin cu ceea ce scrie și am citit din versetul 22. Iisus umbla prin cetăți și prin sate, învățând pe norod și călătorind spre Ierusalim. Poate unii dintre dumneavoastră vă gândiți de ce organizează pocăiții astfel de activități. Sau când fratele din Statele Unite a spus că s-au implicat să vină din America până aici, într-un sat și să facă evangelizare. Asta a făcut Fiul lui Dumnezeu. A venit lumea noastră, în primul rând la evrei, ei au prioritate înaintea lui Dumnezeu, sunt iubiți datorită părinților lor și umbla din sat în sat, din oraș în oraș și chema oamenii la împărăția lui Dumnezeu. Acum, de exemplu, când s-a dat drumul la barajul acesta în Ucraina sau știu, în România, când vine câte o viitură, când vin inundații, sau dacă este un incendiu sau vreun alt pericol, este normal ca oamenii să meargă înainte și să anunțe. Ieșiți din case, feriți-vă, vine prăpădul. Cum s-a întâmplat atunci când Dumnezeu a dus focul peste Sodoma și Gomora. N-au venit îngeri și au spus lui Lot să cheme pe ei lui, ieșiți că locul acesta este destinat pierzării. Păcatele lor au ajuns până la Dumnezeu și El se va răzbuna pe ei. Așa de este, e absolut normal ca să mergem oriunde în lumea asta, Domnul a spus ucenicilor săi,
Vă citesc din Scripturi ca să ne justificăm ceea ce facem. Se încheie Evanghelia după Matei cu cuvintele: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Este absolut, nu doar normal, necesar să transmitem acest mesaj. Citeam în cartea De ce întârzie trezirea a englezului Leonard Rowhill că în timp ce duceau pe un deținut, pe un condamnat la moarte, spre locul de execuție, preotul cânta prohodul, slujba aia, liturghia. Și se întoarce cel ce urma să moară în scurtă vreme spre preot și spune: tu crezi ce cânti? Dacă tu crezi că este un rai cu o fericire eternă și vis-a-vis, să zicem, un iad într-un chin etern, după ce se termină slujba astăzi, du-te de la un capăt al Angliei până la celălalt și strigă tare, ca oamenii să știe. Poate uneori părem prea îndrăzneți și oamenii ar spune că îi deranjăm, dar dacă arde casa cuiva și îl doarme, normal să strigi? Dacă vrei că este în pericol, este normal să îl miști și să-i spui: trezește-te, omule, pericolul este la ușă, moartea te așteaptă. Să transmitem așadar acest mesaj și nu doar prin slujbele de astăzi și prin toate cuvintele noastre. Citeam că un bărbat era undeva într-o stațiune pentru tratament și a întâlnit două femei, erau, să zic, în pauză dintre tratamente și le-a vorbit despre Domnul Iisus. Ele au primit mesajul mântuirii și pe când au venit soții lor, care fusese la alte tratamente, în mod special pe una dintre ele a găsit-o plângând și a întrebat: dragă, ce s-a întâmplat? Cineva mi-a spus despre mântuire, că lumea asta este pierdută și să fim salvați și eu vreau să mă pocăiesc. Și soțul zice: n-am fost eu de față cu tine, că îi spuneam omul acesta să-și vadă de treaba lui. Și femeia care a înțeles a zis: dar tocmai asta e treaba lui. Că nu există treabă mai importantă decât să transmitem la oameni mesajul mântuirii. Și într-una din aceste călătorii misionare, să le numim evanghelistice, am citit că cineva, un om, s-a frământat cu asta și a întrebat pe Domnul Iisus Hristos: Doamne, puțin sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? Adică, salvați de la moarte, să ajungă în Raiul lui Dumnezeu, vor fi mulți sau vor fi puțini? Și Domnul, ca și de alte dăți, n-a răspuns cum a fost întrebat, a răspuns cum trebuie. Și dacă vreți să fac o scurtă paranteză, când cineva vă întreabă, nu răspundeți cum întreabă oamenii, răspundeți cum trebuie, cu înțelepciune. Unii oameni sunt prea curioși, alții nu pun întrebări corecte și la întrebări greșite n-ai cum să răspunzi corect. Iată ce a răspuns Domnul: nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă, căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Un răspuns cu multă greutate și înțelepciune pe care vreau să-l analizăm. Și mă bucur mult că sunteți atenți, că sunteți oameni cu mintea întreagă, nu-i niciunul beat, nu doarme niciunul, nu putem gândi, nu? Prin ceea ce spun, nu vreau să vă duc de minte, vreau să vă ajut să gândiți. Și dincolo de gândirea noastră, care e limitată, Duhul lui Dumnezeu să ne lumineze mintea. De ce nu pot să intre mulți? Răspunsul e simplu într-o primă fază. Pentru că odată se va încuia ușa. Și după ce se încuie ușa, mai poate intra cineva? Nimeni. Dar este ceva foarte interesant și ciudat pe de altă parte. Până ușa este deschisă, oamenii nu se nevoie să intre. După ce ușa va fi închisă, aglomerație la ușă. Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar până a fost deschisă, de ce n-au intrat? Domnul a avut un mesaj de chemare. I-a spus: pocăiți-vă căci împărăția este aproape, veniți după mine, vă voi da odihnă. Diverse forme de a exprima adevărurile sfinte.
Și la această chemare a Domnului, unii n-au răspuns. Când au ajuns oamenii în nevoie, vor chema ei și nu va răspunde Dumnezeu. Adică cine nu răspunde când Dumnezeu cheamă, va fi pus în față cu ceea ce a făcut. Nu îi va răspunde Dumnezeu când va chema el. Asta scrie și la Cartea Proverbe, la capitolul 1. Auziți ce interesant este scris aici. Citez de la versetul 20. Înțelepciunea, adică a spune ceea ce este bine, potrivit, corect, strigă pe ulițe, și acum se aude și pe stradă, nu? În piețe, unde se adună oameni. Până când veți iubi prostia proștilor, până când le va plăcea bajocătorul bajocura și vor urâ nebunii știința, întoarceți-vă! Ascultați mustrările mele, voi turna Duhul meu peste voi. Dar iată ce răspuns, fiindcă eu chem și voi vă împotriviți, fiindcă îmi întind mâna și nimeni nu ia seama, fiindcă lepădați toate sfaturile mele și nu vă plac mustrările mele, de aceea și eu voi râde când veți fi vreo nenorocire. Versetul 28, atunci mă vor chema și nu voi răspunde, mă vor căuta și nu mă vor găsi. De ce? N-au răspuns la vreme. Eu locuiesc actualmente în Arad, sunt acolo din 1997, de origine sunt moț din Munții Apuseni și am întâlnit când am mers acolo, deci asta înseamnă cu 26 de ani în urmă, un moț de al meu, copil dintr-o familie de pocăiți. Mama s-a fost prorociță și el avea un nume biblic, Efraim. L-am întâlnit la biserică, am mers la el acasă, îi plăcea să asculte, să discutăm și de 26 de ani tot vine la biserică, dar nu s-a botezat nici în zi de azi. Cu câțiva ani în urmă am avut un vis. Se făcea că era un hol lung și din acest hol erau uși. Astea simbolizau diferite biserici. Că la noi, Aradul, fiind un oraș mai mare, sunt mai multe biserici. Venea până la ușă, stătea în prag, se uita, iar se întorcea în hol. Mergea la altă ușă, că mai merge și la alte adunări, nu numai la noi, la noi vine mai des. Iar la altă ușă, iar se întorcea, se plimba așa pe hol de la ușă la alta. Și am auzit în acel vis versetul din Evrei, capitolul 4, versetul 1. Ascultați, așa de clar s-a auzit, iată ce scrie Biblia aici. Să luăm dar bine seama câtă vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, adică în raiul lui Dumnezeu, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. I-am spus visul, asta poate a fost cu 5-6 ani în urmă, a plâns când i-l-am spus, dar tot n-a intrat. Vă întreb pe dumneavoastră, e prima dată când auziți chemarea? Sau ați auzit-o deja de mai multe ori și ați tot refuzat? Am fost în județul Sălaj și mi-au povestit frații de acolo ce s-a întâmplat cu un om. Era în cel de-al doilea război mondial, pe front, o noapte de negură, de bombardamente. Țin minte când povesteau bunicii cum era pe front. În jurul lui numai trupuri sfârtecate, morți. Și a zis, Dumnezeule, dacă mă scap de aici, îți promit că mă pocăiesc. Mă întorc la tine. Dumnezeu l-a scăpat, s-a lăsat la vatră, a uitat de asta, tânăr, trecut ani, s-a însurat. După câteva vreme a ajuns la o adunare, la pocăiți. Și acolo a fost un proroc care i-a spus, bărbatule, adu-ți aminte ce mi-ai promis într-o noapte. Și a recunoscut și a zis, băi, i-am spus lui Dumnezeu că mă întorc la el. Și a început să vină la biserică așa vreo jumătate de an. Da, nevastă sa nu era de acord, prietenii, și iar s-a lăsat. Au mai trecut așa câțiva ani, era o zi de vară, ca acum, aducea fânul cu carul și se vedeau ceva semne de ploaie și au vrut repede să bage fânul în șură sau în pod acolo și n-avea unelte destule și s-a dus la un vecin care era pocăit să ceară ceva furci. Dar acolo pocăiții erau la rugăciune și un proroc venit din altă parte strigă, bărbatule,
care ai pășit pragul. Te chem pentru ultima oară. A venit de acolo cu furcile în mână, dar tremurând. Ce s-a întâmplat? Iar m-a chemat Dumnezeu. Și iar a început să umble la adunare. Nu știu câtă vreme. Și iar s-a lăsat. Și a mai trăit câțiva ani buni. Și povestea oameni din sat, nu știu cum e la dumneavoastră, în țară sunt bănci așa la stradă, uneori la țară, și stau oameni. Și vedea pe alții că vin la adunare, cum ați venit dumneavoastră acum și bine ați venit, că loc mai plăcut nu-i. Și le spunea, duceți-vă dacă Dumnezeu v-a chemat, duceți-vă, dar hai cu noi. Nu mai pot, că n-am venit când m-a chemat. Țineți minte acest adevăr și am mai multe exemple de felul acesta. Omul nu poate veni la Dumnezeu când vrea. Nu doar că poți să mori până atunci. N-ai unde să-L cauți pe Dumnezeu. Unde să-L găsești, că nu se vede. La Dumnezeu poți veni doar când ești chemat, când Dumnezeu îți înmoaie inima, când te sensibilizează, când te cercetează. Și fie ca astăzi Duhul Domnului să ne cerceteze pe toți. Veți răspunde afirmativ chemării câtă vreme este ușa deschisă? Sau nu? Ridic o altă întrebare în dezbaterea aceasta. De ce a spus Domnul Iisus Hristos, nevoiți-vă să intrați? Înseamnă că nu se intră ușor, nu? Ascultați cum a zis, nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă. Și evanghelistul Matei notează în cartea sa, în capitolul 7, versetele 13 și 14, următoarele cuvinte. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, este una lângă. Lată este calea, care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea, dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață, la viața eternă, și puțin sunt cei ce o află. Adică, pentru a ajunge noi oamenii de aici în rai, trebuie să intrăm întâi pe o poartă îngustă, strâmtă, să parcurgem pe o cale îngustă și apoi să intrăm în fericirea eternă. Dar lângă, diavolul înșelătorul a pus o poartă largă, o cale lată și le spune oamenilor că tot acolo ajung. Asta e cea mai mare înșelătorie. Cum zice poetul român Traian Dors într-o poezie, o, Doamne, Tu arată-ți calea la cei ce-o vor, dar nu ți-o știu, că nu e suflet mai pustiu ca cel ce l-a înșelat credința, dar vede aceasta prea târziu. Dumnezeu să aibă milă de noi și să nu ne înșele diavolul, că e scris în Apocalipsa 12 că înșeală întreaga lume. Și acum să răspundem la o întrebare. Ce înțelegeți dumneavoastră prin poarta strâmtă, printr-o cale îngustă? Spunea Domnul Iisus Hristos să lăsăm Biblia să vorbească, știe mai bine. Vă citesc din Ioan, din capitolul 10, versetul 7. Adevărat, adevărat vă spun că eu sunt ușa oilor. Versetul 9. A zis Domnul Iisus, eu sunt ușa, dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Vă explic cu cuvintele mele ce înțeleg eu că e poarta asta strâmtă și că Iisus e poarta asta. Tot printr-un exemplu din Biblie. Scrie în Evanghelia după Luca la capitolul 18 că s-au dus doi oameni la templu să se roage. Și unul a început așa. Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Sunt alții hrăpăreți, nedrepți, curvari și uite unul aici lângă mine, vameșul ăsta, e cu romanii dat. Eu postez doar pe săptămână, dau zeciuială. Și nu l-a lăsat să intre. De ce? El socotea că n-are nevoie de Dumnezeu și de iertare, el este bine. El este bun. Și a zis Domnul Iisus, eu n-am venit să chem la pocăință pe cei neprieniți și pe cei păcătoși. Și-a dat un exemplu. Sănătoși n-au nevoie de doctor, dar bolnavi. Mare nevoie.
Pe poarta strâmtă intră numai oamenii care recunosc nevoia lor de mântuire, care își dau seama că sunt goi, că-s pierduți și se leapădă de tot ce au. Asta înseamnă îngust. Să renunți la tine, să te socotești pierdut. N-am nimic bun. Vameșul avea păcat. Dar ascultați cum s-a rugat. Dumnezeule, au început la fel. Ai milă de mine, păcătosul. Sunt pierdut. Și ce-a zis Domnul Iisus? Ăsta să intre. Să vă dau un exemplu. Un proroc din Bucovina a avut într-o noapte un vis să se ducă la o femeie că Dumnezeu vrea să o mântuiască și a luat și nevasta ca să fie corect când se duce în vizită. A fost trimis într-un alt sat și s-a spus, femeia aceea este ca și Corneliu. Despre Corneliu scrie în Biblie, în Faptele Apostolului, capitolul 10, că se ruga mereu și făcea multe milostenii. Se duc femeia aceea mulgeavacă. Așteptați-mă puțin, vine în casă, pune lapte, spune, mă așteptați-mă puțin. Se întoarce și spune, eu după orice fac, mă rog la Dumnezeu. Și după ce mul vaca, mulțumesc la Dumnezeu. Și după ce aduc o găleată de apă, eu mă rog și mulțumesc la Dumnezeu. După ce fac o ciorbă, mă rog, mulțumesc la Dumnezeu. Și fratele și-a amintit ce i-a spus Dumnezeu în vis. E ca și Corneliu, se roagă mereu. Aflase între timp că făcea mult bine, la săraci, la nevoiași. Și spune, Dumnezeu m-a trimis la tine ca să te botezi, că vrea să te mântuiască. Îi spune cum a fost Corneliu din Biblie și ea spune, eu cred în Dumnezeu, dar de botezat eu nu mă botez? Dar de ce? Păi sunt la noi aici niște pocăiți și unii nu stare pocăiți. Și fac acea o scurtă paranteză, eu le spun la unii care zic, uite, ăla nu-i pocăit, că ăla să mă pocăiesc. Nu, dacă ăla nu-i pocăit, până nu-l mântui și locul liber, mântui din locul lui, hai repede, până ocupa altul loc. Și din vorbă în vorbă zice femeia asta, să vă spun ce am visat. M-am visat că mi-a apărut în față o scară până la cer. Păi așa lungă, îți dai seama, până la cer. Eu, pe scară, fus cu fus până sus. Când să ajung la cer, o ușă, așa cum de-aia urcam, pod cu lacăt. Bat în ușă, n-aude nimic. Am stat acolo cât am stat, am coborât înapoi și a zis, băi, până la cer m-am suit, dar nu m-a lăsat să intru. Dragii mei, în rai nu se intră pe faptele noastre, nici bune, nici pe rugăciunile noastre. Noi toți am păcătuit mai mult sau mai puțin, să intre numai prin jertfa Domnului Iisus Hristos. El este ușa. El ne-a deschis-o prin sângele Său, binecuvântat să-i fie numele. Și până n-ajungi în punctul acesta să spui, Doamne, ești pierdut, numai dacă Tu mă mântui, altfel n-am nicio șansă. Dar dacă Tu te crezi încă bun, alții zrăi. Se spune că într-o localitate a fost evanghelizare o săptămână, seară de seară. Și au fost doi colegi de muncă, s-au dus în fiecare zi. Unul s-a predat Domnului în prima seară. Vreau să mă întorc la Dumnezeu, să mă ierte, să mă mântuiască. Colegul lui numai în ultima seară. În săptămâna următoare discută amândoi acum ca doi frați de credință, ca doi pocăiți. Bă, de ce tu te-ai predat în prima seară și eu numai în ultima seară? Și zice cel ce s-a predat în prima seară. Băi, știi cum am fost noi? Ca și cum am merge cu hainele noastre undeva unde spune, vă dăm haine noi. Eu m-am văzut cu haine rupte când am auzit de haine noi, urgent le-am dat jos, să nu se răzgândească. Dar tu ai zis că, măi, hainele tale nu sunt așa rele. Mai tu ceva cusături, mai duble pe sub braț, dar până la urmă și tu ți-ai dat seama că, băi, dar nici hainele mele nu-s noi. Eu știu că unii sunt mai păcătoși ca alții și că nu o să fie dumneavoastră ca alții de răi. Dar aveți totuși și dumneavoastră păcate? Pentru mine ar fi simplu să mă convingă cineva că n-are păcate dacă nu moare, dacă nu bătrânește. Că plata păcatului este moarte. Și care nu bătrânește, bă, ăsta nu-i păcătos. Care nu moare, ăsta nu-i păcătos. Numai că îmbătrânim cu toții, dreptui? Numai ieri treceai pe stradă, erai tânăr și frumos, ca un arbore cu ramuri, ca un falnic iparos. Însă câte vânturi aspre și a timpului tărie și-au lăsat pe chip amprenta și culoarea argintie. Desfăceai cu dinții sticla cine ai fost tu altădată și acum abia mai mestești cu dantura-ți reparată.
Era tânără, frumoasă, zbura ca o rândunică și apoi, când bași de seamă, vezi o piată bătrânică. Ți-e și frică și rușine ca să-i spui că e mor sau babă, însă bătrânețea vine, vrei, nu vrei? Ea nu te întreabă. Aceasta e soarta firii, a păcatului. Și mă întorc la cazul cu femeia aceasta și fratele îi spune, vezi, botezul lipsește. Ia din vorbă în vorbă și, dar m-a avut un vis. Se făcea că mergeau oamenii la casa Sfântului Petru. Și eu, Petru, mergeam acolo. Dar nu mă văd că unii vin înapoi. Și zice, de ce n-ați intrat? N-avem cheie. Cum să intri dacă n-ai cheie? N-am văzut nici pe Sfânt, cheie n-avem. Ajunge ea, îi iese Petru în cale și spune, eu am cheie, vreau să intru. Dar n-ai drept. Și zice femeia, na, visul ăsta cum îl tâlmăciți? Știi ce e cheia, cunoștința, noi veni și ți-am spus că trebuie să te botezi, de acum ai cheie. Dar dacă n-o faci, degeaba știi. Să vă ajute Bunul Dumnezeu să intrați prin ușa asta a mântuirii, prin botez, prin Domnul Iisus Hristos. Și apoi să mergem pe calea îngustă până la capăt și Domnul va veni slăvit să fie numele Său. Dar pun altă întrebare și iar răspundem împreună și cu Biblia. De ce nu intră oamenii prin Domnul Iisus? Că nu-i greu să crezi. Dumnezeu așa a lăsat mântuirea să se poată mântui și un copil, și un bătrân, și cu școală, și fără școală, nu cum a zis o femeie, eu nu mă pot pocăi că nu știu carte. Era mai de mult. Dar unul i-a zis, da, sunt jur, ai învățat cu carte sau fără carte? Păi nu e problema să nu știi multă carte, doar să te vezi că ești vinovat și Dumnezeu a pus în noi conștiință, un procuror intern, care să spună, știi că ești de vină? Amintești ce ai făcut? Vreau să vă arăt de ce nu intră oamenii pe ușa asta, citând dintr-o pildă din capitolul următor, 14. Scrie de la versetul 15. A zis un om, ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Bun gând a avut. Ferice va fi. Și Domnul de la ideea asta că i-a îndreptat pe oameni spre rai, le-a zis, un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. Așa era evrei, trimiteau o invitație, să zicem, în urmă câteva luni și pe când s-a apropiat cina aia, cu o zi, două înainte, trimitea din nou slujile, băi, chemați că a venit vremea, n-aveau notat în telefon, ca acum. La ceasul cinei i-a zis, veniți, toate sunt gata. Nu s-a întâmplat nimic, între timp Dumnezeu ne-a păzit, putem să dăm masa asta mare. Și se duce la unul și spune, vină. Și el zice, am cumpărat un ogor. Tocum acum trebuie să mă duc să-l văd, să mă ierți. Merge la auto. Am cumpărat 5 perechi de boi, era bogat. Mă duc să-i încerc, iartă-mă, te rog, scuze. Merge la auto. Tocum acum m-am însurat, uite, sâmbătă trecută, nu pot să vin acum. Se întoarce la stăpân și spune, nu vor să vină. Stăpânul s-a mâniat. Băi, nu le-am cerut nimic. M-am pregătit. Nu mai facem masă? Nu schimbăm. Du-te în piață, la uliți și cheamă, ascultați, săraci, ciunci, orci, șchiop, cheamă pe oricine. Oricine vrea să vină. S-o duși o chemat, o serie. Și stăpâne s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Du-te la drumuri, la garduri și la toți care vei găsi, îndeamnă să intre. Vreau să mi se umple casa. O, dragii mei, de a-mi vedea noi ce va fi atunci când va începe masa aia festivă din împărăția lui Dumnezeu. Vedeți cu ce au motivat oamenii? Așa e și acum. Spune câte unul, păi nu chiar acum, stați atât cu treburi. Unii poate n-au venit azi și au fost invitați, nu? Nu pot acum, în campanie agricolă, n-am timp acum de biserică. Va spune un tânăr, acum mă duc la școală, la Chișinău, nu pot, acum mă căsătoresc, acum m-am căsătorit. Și dacă vreți motive, găsesc oamenii nu unul, câte două, trei, dreptă-i. Când nu vrei să faci ceva, te pricepi să te scuzi și unii par politicoși, nu? O,
mie îmi place la voi, mie îmi place cu Dumnezeu, dar uite ce s-a întâmplat acum, uite care e situația, nu pot chiar acum așa, o împrejurare. Și va găsi diavolul ceva bețe în roate să bage, să încurce lucrurile. Dar acum vă rog să fiți atenți că ajungem la o cheie. Nu acesta a fost motivul real. Dar ce, nu putea merge cu nevăstuța lui tânăr la masa aceea? Dar ce, neapărat atunci în seara aia trebuia să încerce boi? Alte zile în calendar nu mai sunt? Că oamenii spun ceva de suprafață și este altceva de interior, de subsol. Și textul de astăzi ne spune de fapt de ce nu vin oamenii. Nu că nu pot, nu că n-au vreme, nu că încurcă alții, nu. Ascultați. După ce stăpânul casei s-a sculat și a încuiat ușa și au fost afară, dar ce s-a întâmplat afară? Când o să se strice vremea afară, așa simbolic vorbind, și nu o să mai fie pace în țară, când nu o să mai fie bine pe pământ, că o să vină prăpădul lui Dumnezeu, soarele nu-și mai face misiune, apele, baies din matcă, ba va fi secetă, bul de tot felul, cu tremure, când tot va fi spre distrugere. O, ce alergă oamenii la Dumnezeu. Știți cum a fost cu corabia lui Noe? Mi-a plăcut de cineva care a zis că dacă Noe punea, după ce a început să crească apele, pe corabie se scrie de vânzare. Câți bani căpăta pe ea? Tot aurul din lume l-ar fi adunat. Dar până a fost ușa deschisă la corabie, ce-au făcut oamenii? Și-au bătut joc de el. Corabia se face la mare, tot face în mijlocul terenului. Dar eu cred că Dumnezeu a spus că vine ploaie, măi. Și eu vă spun că se strică vremea, așa cu ghilimele spus. Și când vor fi oamenii afară, spune, Doamne, Doamne, deschide-ne. Și ascultați răspunsul. De ce să vă deschid? Păi noi am mâncat în fața ta, am băut în fața ta și noi știm când ai vorbit la noi. Bieți oameni. Este o vorbă în popor, nu știu că și în Moldova. Cine se scuză, se acuză. Știți cu ce s-a scuzat? Că l-a auzit predicând. Și putea să spună, Domnul, dar ce v-am predicat? Să intrăm. Și de ce n-ați intrat? Mai singur v-ați dat de gol. Că dacă spuneați că n-a știut, măi. Dar voi a spus că m-ați auzit când am predicat. Atunci de ce n-ați intrat? Apoi... am fost cu boi, l-a încercat. Nu, altul e motivul. Asta e numai poveste, așa de spus. Vă spun că nu vă cunosc. Și acum secretul, ascultați. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrătorii fără de legii. Cu alte cuvinte, dragii mei, oamenii nu vin să se pocăiască, nu pentru că n-au vreme și încurcă alții, pentru că le este drag păcatul și lumea și nu vor să se lase de el. Ăsta e motivul adevărat. Ați auzit? De exemplu, dacă îi place la unul băutura și știe că la pocăiți nu se bea, nu renunță la băutura lui. Fratele Grigore Talpoș de la Zalău, după ce termina facultatea, a fost repartizat în județul Bistrița Năsăud. Nu era niciun pocăit. Așa l-au repartizat comuniștii ca să nu fie unde-i pocăiți, să n-aibă unde merge la biserică. Dar Dumnezeu a rânduit așa ca să fie și acolo biserică. Și într-o zi trece pe stradă și vede pe un om stând pe bancă la stradă și îi spune așa hotărât, Badi Vaida, așa-l chema, câtă vreme te mai așteaptă Dumnezeu? Atât. Noaptea dormea în gazdă la o familie, pe la ora 4 scolă gazda, tovarășul inginer. Vă rog să vă treziți că Badea Vaida îi la poartă și nu ne lasă dormim. Vreau să vorbesc cu tovarășul inginer. Și spune tovarășul, de ieri de când mi-ai spus vorba aceea până când te mă așteaptă Dumnezeu, n-am liniște, n-am închis un ochi. Și fratele, așa un om hotărât, așa expeditiv, spune, dumneata vrei să te pocăiești?
cu pivnița plină de vin? O golești până dimineață și vorbim, lasă-mă să doar. Băi, și bătrânul până dimineața a tot golit la vin. Când s-a dus dimineața, i-a vestit cuvântul și a fost primul pocăit în comună. Asta mi-a povestit nepotul lui, Cociș Ghergheli, care e păstor în Bistrița. Repet, motivul adevărat pentru care oamenii nu se pocăiesc e că au un păcat, sau mai multe, cu care a păcălit satana și de care nu vor să se lase. Din nefericire, unii se botează și nu se lasă de anumite păcate, dar vor avea aceeași soartă care și cei ce nu se botează pentru că nu se lasă de anumite păcate. De Iuda, de ucenicul Domnului, ați auzit toți, așa-i? Iuda, vânzătorul, nu? El a fost cu Domnul Iisus, dar tot timpul a fentat cu bani, a fost un hoț, a fost lacom. Bani mulți, dragii mei, nu au intrat pe mâna lui, că ucenicii și Domnul au fost săraci, așa-i? Și banii aceia, 30 de arginți care l-a vândut pe Domnul, n-a avut parte de ei, că l-a mustrat conștiința și-a dus și-a aruncat și-a cumpărat cu ei un teren. Și atunci vă întreb, pentru ce s-a pierdut Iuda? Pentru 15 lei? Pentru 25? Pentru nimica toată. Pe dumneatale, ce nu te lasă să te pocăiești? Ce-ți place? Cu ce te-a înșelat satana? Pe unii cu bani. Dar chiar dacă cineva a fost un lacum și se pocăiește, Dumnezeu vrea să-l mântuiască. S-a spus de Zacheu, nu? Era vameș, ăștia adunau banii de la evrei și dădeau la romani, erau cu finanțele, cu impozitele. Și l-a zis, dacă am înșelat pe cineva, dau înapoi. De acum voi fi corect? Și Domnul a zis, a intrat mântuirea în casa aceasta, mărit să fie Domnul. Și că într-un sat la birt, la cârciumă, discutau unii și ziceau, măi, au zis că s-au pocăit cu tare. Și altul zice, băi, nu se poate să pocăiască, ei au fost înșelători și lacom din neam în neam, așa au fost tată și așa au fost bunică, sau aia n-au să pocăiască, ei au un sânge, lăcomia, să înșele. Și unul zice, băi, stai că mă lămuresc eu. Se duce și vine înapoi după un sfert de ceas. Băi, s-a pocăit. Dar de unde și te-ai întâlnit cu el? L-ai întrebat? Nu. Mi-au amintit că aici în piața de lemn n-are scânduri de vânzare. Și ăsta întotdeauna fentaș. Am avut la mine o roletă și m-am dus să măsor scândura care a dus-o cu ultimul transport. Băi, la măsură cât scrie pe etichetă. Asta numai dacă s-a pocăit o putut face. Nu mai înșală, măi. Aceea l-a împiedicat pe om, fără de lege aceea. Că Dumnezeu în rai păcătoși nu duce. Numai cine vine cu păcatul la ușa strâmtă și zice Domnului Iisus, eu-s vinovat de asta, de asta și de asta. Doamne Iisuse, ai murit și pentru mine, iartă-mă că mă leapă de astea. Și Domnul spune, intră pe poartă, te iubesc. Numai vezi să fii cu minte până în capăt să nu te mai prindă din nou vraja asta. Scrie în Evanghelia după Ioan în capitolul 8 că au prins o femeie în curvie, prea curvie, nu l-au dus-o numai pe ea, nu știu, bărbatul a fugit sau l-au dus-o numai pe ea așa de ispită, că așa scrie aici. Și îi spuneau cu fervoare Domnului, astfel de femei în legea noastră evrească trebuie omorâte cu pietre. Tu ce zici? Și v-a spus că Domnul Iisus niciodată nu a răspuns cum a fost întrebat și cum trebuie. Și le spune așa, ascultați, s-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu citau să-l întrebe, dăm cu pietre sau nu dăm, e vrednică de moarte. S-a ridicat Domnul și le-a zis, cine dintre voi este fără păcat, să arunce cel din tâi cu piatra în ea. Și le-a dat vreme de gândire și iar s-a plecat și scria cu degetul pe pământ. Ce scria? Nu știu. Unii au zis că scria păcatele lor, nu știu că nu scrie. Ce s-a întâmplat? Când au auzit aceste cuvinte, s-au simțit mustrați de cujetul lor, procurorul ăsta inter care l-a pus Dumnezeu în noi. Și-a ieșit afară, unul câte unul, începând cu bătrânii, până la tineri. Aveau și ei bubele lor în cap. Dar s-au gândit la păcatele altora, așa-i? Ziceau bătrânii, asta țin minte din copilărie, că omul în viața lui umblă cu o desagă, știți ce e desagă? Știți? O parte de traistă în față și o parte în spate, nu știu cum îi spune la dumneavoastră. În partea din față, oamenii țin păcatele altora și se uită la ele. Uite ce-a făcut cotare, uite, se vede.
păcatelor le țin în traista din spate. Când te pocăiești, trebuie să întorci de saga. Să te uiți la ale tale, spui, mă, eu-s vinovat, nu ca ăla. De ce ai tu cu acela? Tu răspunzi de-a tale, nu? El răspunde de-a lui. Și-a rămas domnul cu femeia. Spuneți-mi ce au greșit bărbații ăștia. Câte greșeli au făcut care au dus-o? A făcut întâi greșeala că au osândit pe alta și apoi au făcut marea greșeală. Ei nu erau vinovați ca ea. Că au plecat de acolo fără să se recunoască. Vei pleca acasă tot cu păcatele tale în traistă? Sau vei rămâne la urmă și vei spune oamenilor, sunt și eu printre păcătoși? Poate te vei gândi, n-am păcate multe ca alții și poate fi adevărat și m-aș bucura să n-ai multe. Dar să spui, am nevoie de Domnul Iisus Hristos. Și fie ca Domnul să vă cerceteze pe fiecare în parte. A rămas numai Domnul cu femeia. Acum nu mai erau martori. N-a încercat femeia să minte, să spună, nici eu nu-s de vină, mă rostândi pe nedrept. Putem să spună, nu? Nu mai era nimeni acolo. Dar când i-a zis Domnul, nimeni nu te-a osândit, ea n-a zis că nu-i de osândit. Și a zis, sunt de osândit, dar nu m-a osândit nimeni, m-ai scăpat. Și Domnul i-a spus, nici eu nu te osândesc, El a venit să ne mântuiască, mărit să fie numele Său. Dar ce i-a spus? Te trec pe poartă, acum du-te pe calea asta îngustă și să nu mai păcătuiești. Mă uit la ăștia la orchestra dumneavoastră. Ați păcătuit și voi până acum, mamă? Eu așa am încredere, am nădejde că poate și voi care vă pocăiți astăzi. Primul nostru copil a fost o fetiță. Și când avea 7 ani, era pe clasa întâi, vine într-o zi la mamă să și spune plângând, mama, eu sunt o păcătoasă. Dar ce ai făcut, draga mamă? Că noi știam copilă cu minte. Când vroiam să-i pedepsim, că după ea au fost numai băieți, perfecțiorii îi spunea, bateți-mă pe mine, nu pe ei. Păi zice, am împins pe colega mea de bancă și am rupt vârful la creion. Și odată când mi-ai dat o bomboană, n-am dat-o la fratele meu. Mama, te rogi cu mine să mă ierte Domnul Iisus? Și mama s-a înțeles că atunci, la 7 ani, Dumnezeu o cercetează. S-a văzut păcătoasă cu puține păcate, o punguță de păcate, nu o traistă. S-a plecat cu mama sa pe genunchi și a spus, Doamne Iisuse, iartă-mi păcatele, eu îmi dau de astăzi viața în mâna Ta. S-a amintit azi de naștere din nou, atunci a fost născută din nou fata noastră la 7 ani. Încă n-avea 10 ani, 19 ani, rugându-se singur acasă, botezatul Domnul cu Duhul Sfânt. Nu ne-a supărat odată până s-a măritat, acum este ea mama a 9 copii. Că Dumnezeu și pe voi vrea să vă mântuiască, dar numai dacă vă recunoașteți. Noi la cei ce se botează le dăm o fișă în care se scrie cum l-au cunoscut ei pe Dumnezeu și dacă au nevoie de mântuire, dacă vor să-și mărturisească păcatele. Și scrie o fată care cânta la orchestră așa ca voi, învățătoare de copii. Eu am fost cu minte, am venit la adunare, am spus poezii și mă uit, băi, niciun păcat. Zic, pe tine nu te botezăm. Păi cum botezați pe alții mai rești, pe mine nu? Păi eu, numai ăștia bolnavi operăm. Cum să operăm unul sănătos, nu? Păi nu, că și eu am mai păcătit. N-a scrie aici. Că de asta ți-am dat foaie. Ca să știi și tu că ai nevoie de Domnul Iisus, chiar dacă tu n-ai păcătuit 500, numai 50 sau numai 5. Scrie Efeseni 2 cu 1 că noi suntem morți și numai în greșelile noastre și toți avem nevoie de Domnul Iisus, mărit să-i fie numele. Acum, în timp ce eu povesteam astea, dumneavoastră v-ați amintit ce păcate aveți? Sau vreți să vi le amintiți numai când o să vi le amintească Dumnezeu? Cineva și-a imaginat că un împărat avea 4 neveste. Una era foarte deșteaptă și asta o ducea cu el la dezbateri, la conferințe, la întâlniri cu politicul. Una era foarte frumoasă. Asta era la paradă, la sărbătoare, regina. A treia era foarte sufletistă. Și când era bolnav sau necăjit, asta era lângă el, nu te necăji, tu ești rege, fii liniștit. Și avea o patră care era foarte corectă și exigentă. Înainte de vreo ședință îi spunea, băi, fii tu rege, dar fii drept. Și după vreo ședință îi spunea, băi, de acolo ai fost drept? Fost corect, cum ai zis?
Ci că împăratul ăsta, e o imaginație, dar e o imaginație bună. E o poveste, dar e povestea noastră, vă explic imediat. Împăratul ăsta s-a apropiat de moarte și își cheamă nevestele pe rând. Măi, dacă mor, voi ce faceți? Care vine cu mine? Prima aia deșteaptă spune, eu mă ocup de succesiune, cine rămâne la tron mai departe. A doua aia frumoasă, ce eu mă ocup de mormântare, de design, să aranjez totul, să fie frumos, ca o mormântare de rege. A treia aia sufletistă zice, eu stau și plâng, găsi criu și când îi fi bolnav, eu mă bocesc. Și a patra zice, faci ce vrei, dar de mine nu scape. Băi, știți că toți avem astea patru neveste, așa a spus cu ghilemele? Știți care-s? Aia deșteaptă-i mintea noastră, așa ne aranjăm noi lucrurile, cum să ne iasă bine, nu? Aia frumoasă-i trupul nostru. A, ce-l aranjăm, ne ajutăm și de oglindă, să arate bine, nu? Dar când mori, te mai îmbracă odată și gata, nu? Aia bună la suflete-i însăși sufletismul nostru. Dacă suntem necăjiți, alții se devină și încercăm să spunem că noi suntem cei necăjiți și alții ne-or supăra. Dar care o fi aia patra, aia corectă? Ce-o mustrat pe ăștia? Cugetul lor, conștiința. La judecată n-o să te poți dezvinovăți, să spui nu-ți devină. Mi-au povestit oameni sub teama morții, dar unii n-au murit. Zice, mi-am văzut tot filmul vieții într-o 30 de secunde. O trecut prin fața mea tot ce am făcut. Cum se poate așa concentrat să văd totul odată? Da, că păcatele nu se șterg numai dacă le șterge sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Mărit să fie numele Său. Dragii mei, ușa e deschisă. Veți intra? Veți veni la Domnul Iisus să vă mărturisiți păcatele ca la Ioan Botezătorul să fiți botezați? Sau veți spune că nu acum, că nu-i de acord familia, că... Veți motiva, dar v-am spus care e motivul de fond adevărat. Vreun păcat, ceva ce vă place. Și vreau aici să rețineți ce scrie aici în continuare. A zis Domnul Iisus, va fi plânsul și scrâșnirea dinților când veți vedea pe Avram, pe Isaac și pe Iacob și pe toți prorocii în împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi scoși afară. Și vor fi mulți acolo, vor veni de la răsărit, să fie și ruși, și din Siberia, și chinezi, de la miază noapte și eschimoși, că ajunși acolo Evanghelia, de la miază zi vin și africani. De la apus și americanii și vor ședea la masă în împărăția lui Dumnezeu, iar voi scoși afară. Dragii mei, durerea de a fi pierdut, de a rămâne afară, va fi amplificată de faptul că îi vezi pe cei mântuiți. N-a văzut bogatul pe Lazar în sânul lui Avram? L-a văzut. Eu mi-am zis că dintre toți oamenii, cel mai năgăjit om va fi Esau. Ați auzit de Esau, a fost frate geamăn cu Iacov. Și o să spună, uite acolo în rai, e Avram, bunicul, Isaac, tata, Iacov, frate meu geamăn. Și el, scos afară. Dar de ce a fost scos afară? Nu i-au plăcut lucrurile sfinte, i-au plăcut vânătoarea, femeile din afară. Și-a plâns, dar a plâns prea târziu. Imaginează-ți, te rog, dragul meu, să vezi pe alții din sat. Am înțeles că acolo în America, din Rădoaia, sunt mulți. Unii se mântuiesc aici, alții se mântuiesc acolo. Și tu să-i vezi, mă, puteam să fiu și eu. Și asta va fi, rețineți, durerea eternă pe vecii vecilor îți va părea rău. Știți ce vei avea în față? Două lucruri. Îți vei aminti de chemare și te vor măcina păcatele alea care nu te-au lăsat să te pocăiești. Spuneți-mi, mă rog, Iuda când s-a spânzurat, de ce s-a spânzurat? Ce n-a putut suporta? Banii, că ăștia l-au dus în iad. Bogatul, ce scenă a văzut acolo în pierzare?
aia care a avut-o în față până trăia, pe săracul pe care nu l-a ajutat. Tineri dragi, pe voi internetul nu o să vă lase dacă n-ajungeți. O să vedeți voi filme în reluare, iad. Ce durere! Nu va putea nimeni pentru veci și vecilor să spună Dumnezeu nu a fost drept. M-a chemat. Și o să-ți amintești ce păcate te-au robit. Ce vinovăție nu te-a lăsat să te întorci la Dumnezeu. Nu o să poți da vina pe alții, că și Adam și Eva au încercat să acuze pe celălalt, că el e de vină. Nu, că dacă voiai să te pocăiești, puteai să te pocăiești. Nu, nevasta e de bai, ceva ce-ți place din lumea asta cu ce diavolul te-a amăjit și spune la 1 Ioan, la capitolul 2, versetul 15, nu iubiți lumea, e o păcăleală, nici lucrurile din lume, dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el, căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și săzărășia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și ascultați, și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Vreți să trăiți veșnic, dragii mei? Lepădați-vă de păcate. V-am spus că mergeau oamenii la Ioan Botezătorul și mărturiseau păcatele și erau botezați de el în râul Iordan. Tot v-am zis că am eu ce am cu tinerii astăzi, că aș vrea să se mântuiască și ei. La Arad este un post de radio creștin, așa cum ar fi la dumneavoastră Micul Samaritean, unde poate unii m-ați mai auzit predicând. Și la ora de limba română, profesoara a adus tezele la copii, examenul acela mai special. Și o fată îi zice, vă rog să-mi dați nota 1 că am copiat. Profesoara a rămas surprinsă. Așa ceva nu mi s-a întâmplat niciodată, la care am prins eu și m-am supărat, le-am dat eu nota 1, dar cineva să spună după ce le-am dat, primise 10 în lucrare. Cum să-ți dau mai 1 în loc de 10? Am copiat și să dă 1 la copiat. Dar strâng media, știu, dar am copiat. Măi, dar nu mi s-a mai întâmplat așa ceva. Spune-mi și mie, ce te-a apucat că așa ceva nu a făcut nimeni? O zis, duminică mă botez. Și m-am cercetat și singurul lucru care nu mă lasă să mă bucur, că v-am mințit și iau 10 pe nedrept. Dați-mi unul că vreau să mă bucur. Să știu că mă iartă Domnul de toate păcatele, că m-am mărturisit, că vreau să am bucuria mântuirii. Dragii mei, libertate, înaintașii voștri ca să se pocăiască riscau să se ducă în Siberia. Voi puteți rămâne acasă. Pe vremea comunistă și la noi a fost ceva mai greu, dar nu chiar ca la dumneavoastră. Și o fată dintr-o familie s-a hotărât să pocăiască. Părinții, membri de partid, și-au spus, dacă au spus la frații de la adunare, dacă o botezați, venim cu miliția, facem scandal, vă facem rău, vă amendăm. Și atunci frații au procedat cu înțelepciune și-au botezat o sâmbătă, numai pe ea, aveau în adunare, un bazin acolo, baptistien, ca să nu se afle. Și-a venit numai ea și o prietena ei și doi slujitori. Și în timp ce era în apa botezului, fata a început să plângă, așa curgeau lacrimile pe față. Și un frate a întrebat-o, te temi că te vor pedepsi ai tăi sau nu ești hotărâtă să te botezi? Și a spus, nu, plâng de bucurie. Cum? De ce bucurie? Și atâta mi-am dorit să mă botez când e toată adunarea, să vadă toți că eu sunt împreună cu voi. Eu sunt pocăită, că sunt a Domnului. Asta nu e o rușine, e o cinste. Când va veni Domnul să-și adune mireasa și o să te înalți așa frumos, o să vadă toată rădoaia și până la sângerei și până nu știu, și până la bălți. Bă, cine să știa? Sfinții lui Dumnezeu, acum li s-au pus aripi și pleacă spre cer. Și o să știți de ce plâng de bucurie? Cum vă ziceam, a zis, mi-am dorit să fie toată adunarea să mă vadă. Dar am avut o vedenie, toată adunarea e plină de îngeri, nu e un loc gol. Și după Biblia asta, că e scris, când unul se întoarce, tot cerul se bucură și spune, și ăsta va fi membru cu noi în adunarea cerului pe vecii vecilor. Vrei să fii membru în adunarea asta?
Le-am spus la tinerii noștri la orchestră, zic, băi, acum organizează Dumnezeu orchestra cerului. Cu niște instrumentiști pocăiți, care o să fie tineri pe vecii vecilor și cu niște instrumente care nu se defectează. Vreți să fiți membri în orchestra cerului? Dar acolo numai sfinți primește Dumnezeu, de ăștia care trec pe poarta strâmtă, pe calea îngustă și își duc pocăința până la sfârșit. Dumnezeu să vă ajute. Și închei, dragii mei, cu ultimul verset care spune așa. Și sunt unii din cei de pe urmă care vor fi cei din tâi și unii din cei din tâi care vor fi cei de pe urmă. Cum se explică versetul ăsta? Poate avea mai multe explicații, spun doar două. Unii s-au pocăit de mult, ca să le spun ceva și la pocăiți astăzi. Dar nu s-au preținut de pocăință și s-au lăsat așa la urmă. Și o să vină alții și o să vă ia înainte. Se pocăiesc pe ultima sută de metri și vă iau înainte, se pocăiesc cu râvnă. Dar se mai poate și pentru cei ce încă nu v-ați pocăit. Cum v-am spus eu de omul acela că tot a amânat. Și vin alții din urmă? Cu siguranță că știți întâmplarea aceea că undeva în primele secole a vrut să omoare în apa înghețată pe 40 de sfinți și unul s-a lepădat. Și unul din ostașii care îi păzeau, au văzut 40 de cununi și una n-avea pe capul cui să se lase, a intrat el în apă și s-a lăsat cununa pe capul lui și a fost mântuit în ultima clipă ca tâlharul de pe cruce. Vezi că-ți pot lua alții locul, te întrec că împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvală și cine dă năvală, pune mâna pe ea. N-aveți niciunul dintre dumneavoastră convenție cu ziua de mâine. Soția, o care sunt căsătorit acum și este aici cu mine, soția din tâi mi-a plecat la Domnul urmă cu 4-5 ani. La 6 luni după ce i-a murit soțul, i-a murit băiatul mai mare, băiat olimpic. În prima zi de facultate s-a dat cu parapanta, a căzut peste linie în altă tensiune și a murit pe loc. A fost o durere, nu? Dar Dumnezeu vorbise băiatului câteva zile înainte că o să îl chemase tatăl său de dincolo de râu să treacă la el. Era botezat în apă, botezat cu Duhul Sfânt, credincios, se ruga. A fost durerea despărțirii, dar liniștea aceea că așteaptă acolo pe ceilalți. Cum zice o cântare la noi, părinții așteaptă după copiii, copiii așteaptă după părinți. La interval de câteva zile în satul de unde sunt eu originar, a murit un tânăr, și ăsta olimpic, student la Academia Militară în București, crescuse în adunare, dar a apucat cu o fată, acolo între militari, n-a mai venit la adunare și nu s-a botezat. Și întors acasă, într-o zi a mers la alt colej de-a lui, și s-a scăpat cu spatele într-o pânză de circular de tăia lemnele. S-a dus pânza până la plămâni la tăiat, a murit pe loc. Am fost și la mormântarea aceea. Aproape tot satul a fost prezent. L-au înmormântat cu onoruri militare. Au venit de la București, de la Sibiu, de unde făcuse liceu militar, de la Alba Iulia. Dar nu era nimeni fericit. S-a pierdut. Sărmanul de el. M-am gândit la durerea părinților, dar părinții sufăr numai până mor. Dar dacă nu te pocăiești, o să-ți pară rău pentru vecii vecilor și o să-ți amintești, cum ți-am spus, de păcatul acela care nu te-a lăsat să te pocăiești. De păcatul care nu te-a lăsat pe tine ca pocăit să rămâi pocăit. Că nu-i mult și vine împărăția lui Dumnezeu. Nu m-am întâlnit, dar am vorbit telefonic cu o familie din de aici, de la dumneavoastră, din țară, ce sunt în Portland, în Oregon, în state. Și povestea sora aceea că a murit un copil la sorei ei. Într-un accident cu motocicleta și mama copilului a suferit și a zis, Doamne, vreau să-l mai visez odată. Și Dumnezeu i-a îngăduit, l-a visat, l-a îmbrățișat ca o mamă, l-a pipăit așa tot și când a ajuns cu mâna aici la frunte, zice, vezi, mama, aici m-am lovit când am murit. Și mama îi spune, băi, dar tu ești mort sau ești viu? Și le spune, mamă, pentru pământ a murit, dar eu-s viu, dar unde ești? Suntem într-un loc unde așteptăm. Dar ce așteptați?
Mama, în tot cerul se fac mari pregătiri pentru o nuntă. Va începe în curând. Eu nu știu cât va mai fi libertate și pace și câtă vreme în ulițele dumneavoastră Domnul va mai chema pe unii sau pe alții, dar astăzi ușa este deschisă. Și zice o poezie, eu stau și bat la ușă țiară, n-ai vrea să fii și tu salvat. De ce mă las să stau afară? Că stau și bat. Hai, trage repede zăvorul ce înțepeniste nemișcat. Dacă de mine atins ți-e dorul, sunt gata, cere-mi ajutorul, că stau și bat. Deci copil pe lângă mamă, un tânărage sau bărbat, când bătrânețe aș cere vama, eu sunt aici, vezi, ia seama, că stau și bat. Când tu nici nu gândeai la mine și eram în viața ta uitat, eram într-una lângă tine, că stau și bat. Azi stau și bat, dar vine o vreme la care nu te-ai așteptat și nimeni n-a să te mai cheme, n-am să mai bat, n-am să mai bat. Se va închide ușa. Dar pentru că astăzi este deschis, eu vreau să-mi fac datoria până în capăt și să vă chem și să vă întreb dacă cineva vrea să-și dea viața în mâna Domnului Iisus, dacă vreun pocăit care n-a fost pocăit cu adevărat vrea să se pocăiască astăzi, dacă vreun tânăr, vreun copil din cei ce sunt aici vor să-și dea viața în mâna Domnului Iisus, să nu rată momentul. Vă spuneam că oamenii nu pot veni la Dumnezeu când vor, numai când îi cheamă. Și astăzi Domnul este aici ca să ne cheme. Ne-a adunat și stă cu ușa deschisă. Vă invit să ne ridicăm cu toții și ca să vă ajut să nu vă fie greu, în locul unde sunteți, eu nu mă uit la dumneavoastră să vă număr, dar vă vede Dumnezeu. În locul unde sunteți, dacă simțiți nevoia să fiți ajutați de Dumnezeu, dacă vreți de asta să vă hotărâți pentru El, în timp ce ne rugăm, ridicați mâna spre Domnul și spuneți, Doamne, aici sunt născut la pocăiți, dar n-am fost serios și mama și tata nu știu tot ce am făcut. Acolo unde ești, ridică mâna și spune în timpul rugăciunii, Doamne, eu am crezut că-s bine, dar când mă cercetez nu sunt bine. Îndură-te de mine și primește-mă. Dacă vreun pocăit va spune, Doamne, am mai greșit, m-am făcut vinovat, nu știe nevasta, nu știe bărbatul, vreau astăzi să-mi deau din nou viața, să mă curățesc și să mă spel și fie ca sângele Domnului Iisus care încă curge să curgă peste sufletele noastre și apa Lui Sfântă să curgă peste ființele noastre și Dumnezeu să ne primească hotărârea să lase Duhul Său peste noi, să avem putere de schimbare, de transformare sfântă, să intrăm în rugăciune și ceilalți toți, să insistăm înaintea lui Dumnezeu, Doamne, îndură-te de noi, să strigăm la Dumnezeu câtă vreme se poate și Dumnezeu să ne asculte. Amin, ne rugăm.